O tânără de 20 de ani din raionul Rășcan este suspectată că ar fi exploatat sexual o minoră de 17 ani. Magistrații au admis cererea procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale de a plasa suspecta în arest. Oamenii legii au constatat că la începutul acestui an, suspecta, profitând de vulnerabilitatea minorii, a convins-o să se prostitueze. Atât bănuita cât și victima prestau servicii sexuale într-un apartament închiriat în capitală, dar și se deplasau în locațiile solicitate de către clienți. Cel mai grav este că tânăra de 20 de ani ar fi convins-o pe minoră să întrebuințeze stupefiante. Zilnic, copila deservea până la șapte clienți. Banii pe care îi făcea însă minora erau luați de suspectă sub pretextul că fata nu achită chiria și mâncarea. După mai multe investigații, în data de 2 martie, tânăra de 20 de ani a fost reținută, ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile. Pentru fapta de care este suspectată, legea prevede o pedapsă cu închisoare de până la 20 de ani sau detenție pe viață.